Maria, iar ai zilele alea. Ești insuportabil astăzi. Asta i-a spus soțul ei, Andrei, când a apărut în bucătărie diste dimineață și i-a făcut scandal. O chiuvetă plină de vase murdare, o masă lipită de firimituri, firimituri pe jos, o oală goală de piure și o tigaie goală de cotlete pe aragaz. Maria făcuse ordine în bucătărie aseară înainte de a se culca și totul era perfect curat. Oala și tigaia cu resturi fuseseră puse deoparte în frigider și Maria îi avertizase pe toți să nu atingă nimic, era prânzul ei pentru serviciu. Și o cutie de biscuiți cu ală, ieri fuseseră acolo dulciuri și biscuiți, iar ea nici măcar nu avea cu ce să bea ceaiul înainte de muncă. Și așa era aproape în fiecare zi. Iritarea acumulată avea nevoie de o ieșire. Și a explodat. Vreau ca fiica ta și prietenul ei să plece din apartamentul meu până mă întorc acasă diseară. M-ai înțeles? De ce te agiți așa de tare? Ți-a ieșit din minți? Unde se vor duce? Ce ți-au făcut? Ce mi-au făcut? Locuiesc în apartamentul meu de 3 luni. Niciunul dintre ei nu lucrează, nu plătesc utilitățile și mănâncă toată mâncarea. În aceste 3 luni, niciunul dintre ei nu a adus măcar o bucată de pâine în casă, iar ei mănâncă de 3 ori mai mult. Eu nu trebuie să o hrănesc, să o adăpostesc și să o întrețin pe fiica ta. Să nu mai vorbim de prietenul ei. Maria, unde se vor duce? Unde se vor duce? Nu au unde să se ducă. Cum adică, nicăieri? Locuia undeva înaintea mea. Ei bine, da, ea a locuit cu mama ei. Dar asta e situația, ți-am spus. E mama mea bolnavă, fiul și nora mea și Ana și soțul ei. Nu în cap. Nici măcar nu e soțul ei. E al doilea partener în 3 luni. Nu o vreau pe femeia aia în casă. Dacă nu are unde să se ducă, poate să închirieze o locuință. Nu au bani, așa că lasă-i să iasă să câștige ceva. Nu le nevesc acasă, ci caută în mod activ un loc de muncă. Când vor găsi unul, vor închiria o locuință. Nu mai pasă de asta? Vreau doar să plece până seara. Maria, ești la ciclu? Cum te simți azi? Cum e? De nesuportat. Oh, sunt insuportabilă? Apropo, când te duci la muncă? Te întrețin și te hrănesc și pe tine și nu trebuie să fac asta. Și nu plătești niciun ban pentru utilități. Ce e în neregulă cu tine astăzi? Lasă-mă în pace. Când o să mă angajez, atunci o să încep să plătesc utilitățile. Și atunci va fi casa ta, o vei plăti. Unde sunt banii pentru mâncare? Ce bani? Eu nu mănânc nimic. Sunt ca un șoarece. Și nu ți-e milă de soțul tău pentru un bol de supă? Ba da, îmi pare rău. M-am săturat de ea. Ai răbdare cu mine, dragă. Sunt soțul tău, nu sunt un străin. Trebuie să mă întreții. Cine? Ia-ți lucrurile și pleacă din casa mea. Nu, ți-a ieșit din minți. Nu plec nicăieri. Apropo, sunt înregistrat aici. Temporar. Și o să te scot de aici cât ai zice pește. Încearcă doar. Apoi voi divorța imediat. Ha! O să divorțez de tine azi. Să mergem. Maria s-a îndreptat spre baie. Astăzi avea să fie o zi dificilă la serviciu. Și mai era și scandalul ăsta. Se săturase să meargă la muncă flămândă. Nu avea ce să ia cu ea la prânz. Nici măcar nu avea timp să meargă la cafenea sau la cantină. S-a dovedit că timp de 3 luni la rând mânca o dată pe zi, doar seara, și asta dacă aducea cumpărături și avea timp să pregătească cu greu cina. Până dimineața nu mai rămânea nimic, nici măcar din resturile de mâncare de la cină. Fiica lui Andrei și prietenul ei au reușit să stea toată noaptea la calculator, iar toată noaptea au mâncat ceva și au băut ceai. Până dimineața nu mai rămăsese decât un frigider gol. Chiar și toate gustările au dispărut peste noapte. În plus, nimeni nu făcuse curat în bucătărie. Dezordinea perpetua atârna ca un întuneric, iar dimineața, la întoarcerea acasă, dezordinea era o parte inevitabilă. Și peste tot, în toate camerele, în bucătărie, în baie, în toaletă, nimeni în afară de ea nu se îngrijea de ordine. Toate câștigurile ei se duceau pe mâncare. Se săturase de toate astea și chiar Andrei însuși nu mai lucra de aproape un an și aproape că de îndată ce s-au împăcat, de îndată ce au semnat, nu a trecut nici măcar o lună și de aproape un an de zile stătea pe gâtul ei, căutând activ o întrebuințare pentru abilitățile sale profesionale. Acestea fiind spuse, îi place să mănânce mâncare gourmet și i-a atras atenția în mod regulat Mariei că ea gătește mâncare prea simplă. Și-ar dori ceva gourmet, dar pur și simplu nu exista un buget suficient pentru toate acestea. Unde îi erau prosoapele? Dar ea l-avertizase, evident, să nu se atingă de prosoapele ei. Și-au pierdut orice rușine. Fără să închidă apa, Maria a ieșit din baie și s-a dus în camera ei să ia un prosop. Privirea i-a fost atrasă de ușa închisă din bucătărie, iar al șaselea simț i-a spus să se apropie de ușă pentru a asculta ce se întâmplă acolo. V-ați pierdut mințile, ticăloșilor obraznici. Nu puteați să mâncați toate proviziile ei și trebuia să faceți curat din când în când. Acum vrea să plecați de aici. Cum adică, să plece? Pentru totdeauna? Da, exact asta vreau să spun. Ți-ai pierdut mințile acolo, tată? Chiar tu ai spus că ai găsit o femeie care să ne întrețină pe toți. Acum trebuie să plecăm? Nu plecăm nicăieri. Ce idee stupidă, vom trăi așa cum suntem. Și apropo, ea nu știe că Igor e fiul tău și Mișa a fost fiul tău. Și nu știe că suntem mulți și că i-ai promis mamei că vei găsi o femeie bogată care să ne întrețină pe toți și că nici măcar nu va trebui să te culci cu ea pentru asta. Așa că nu mă culc cu ea. Nu-mi place de ea. De ce am nevoie de ea? E destul de rău că o las să ne întrețină pe toți. Înțelegi planul? Bineînțeles, tată. Ușa s-a deschis brusc. Maria, tragi cu urechea. Ia-ți lucrurile și pleacă de aici. Ai înțeles? Ești nebună? Ori vă faceți bagajele și plecați de aici acum, ori mergem împreună la poliție și voi depune o plângere pentru fraudă și abuz. Încearcă. Nu crezi. Te-ai înșelat. Un lucru pe care nu l-ați luat în considerare este că fratele meu Nikita este șeful departamentului de poliție din cartier. Da, te-am crezut. Maria a luat telefonul și un prosop și s-a dus la baie. Și-a sunat fratele și i-a spus ce se întâmplase în casa ei. Exact 10 minute mai târziu, cineva a bătut la ușă. Nikita a sosit în uniformă de polițist și nu era singur. Văzându-le pe Nikita în uniforma de colonel, Andrei Simeonescu a înghețat și s-a pierdut. Cei doi, urmărindu-le, i-au arătat lui Andrei legitimațiile de serviciu. Am primit o declarație din partea cetățeanului Aurescu despre violența domestică. Împachetați-vă lucrurile, mergem la secție. Nu a fost nicio violență, nu-i așa, dragă? Cum adică nu a fost violență? Ba da, a fost. De 3 luni nu mai pot locui în casa mea din cauza acestui bărbat și a copiilor lui. Mă amenință, mă abuzează. Nu, Nikita, nu e așa, mă cunoști. Se pare că nu te cunosc. A fost doar un scandal de familie, nimic grav. Fiecare familie are certuri, iar noi nu facem excepție. Deci, ori pleci acum, ori mergem toți împreună la secție, iar acolo vom lua o declarație cetățeanului Aurescu. Care va fi? Bine, asta e, plecăm, nu avem nevoie de secție. În câteva minute, Trinity și-a făcut bagajele și-a părăsit apartamentul Mariei. Oh, surioară, ți-am spus, tipul ăsta nu e ceea ce pare. Și tu mi-ai spus că e bun, bun. Ai scăpat ușor. Schimbă încuietorile și întoarce-te la muncă. Mulțumesc, Nikita. Da, vă rog, să mergem, băieți. Apropo, vă mulțumesc pentru ajutor. E în regulă, Nikita Ivanovici, a fost ușor. Și eu doar visam la o familie adevărată. Am vrut să am un copil. Câteva luni mai târziu, Maria și Andrei au divorțat oficial. Andrei, în căutarea unui câștig financiar, a încercat să revendice jumătate din proprietate, inclusiv apartamentul în care locuiau. Strategia sa se baza pe faptul că contribuise la bugetul familiei, deși nu avea un loc de muncă oficial. Maria, dându-și seama de drepturile și responsabilitățile sale, a solicitat consiliere juridică. Avocații au stabilit rapid că apartamentul fusese cumpărat înainte de căsătorie și că nu era o proprietate dobândită în comun. Datorită abordărilor clare și solide din punct de vedere juridic, au demonstrat cu ușurință că nu a existat o proprietate comună în timpul căsătoriei. În instanță, Maria a prezentat documente care confirmau că apartamentul fusese proprietatea ei cu mult înainte de a-l cunoaște pe Andrei. De asemenea, ea a furnizat documente financiare care confirmă independența sa financiară și absența unor tezaure semnificative ale lui Andrei în achiziționarea sau îmbunătățirea proprietății. Judecătorul a luat în considerare toate faptele, iar hotărârea a fost în favoarea Mariei. Andreu, aflându-se fără o bază pentru pretențiile sale, a fost nevoit să accepte rezultatul. Maria, eliberată de influența negativă a fostului ei soț, a putut începe un nou capitol al vieții sale. După divorț, ea a decis să se concentreze pe propria bunăstare și pe fericirea personală. Și-a pus energia în dezvoltarea carierei, în socializarea cu prietenii și în a avea grijă de ea însăși. Dar, așa cum se spune, viața i-a rezervat o surpriză plăcută. La unul dintre evenimentele corporative l-a întâlnit pe Alexander, un antreprenor de succes cu o inimă bună și un bun simț al umorului. Treptat, din colegi au devenit prieteni, iar Maria a simțit că a găsit în el sprijin și înțelegere. Interesele și valorile comune i-au apropiat și mai mult, iar între ei au izbucnit sentimente. Alexander trecuse și el printr-un divorț și știa cum sunt perioadele dificile. El a fost dispus să fie un stâlp pentru Maria, să-i susțină dorința de a reuși și să recunoască valoarea independenței sale. Și astfel, la ceva timp după ce s-au cunoscut, au decis să înceapă o relație serioasă. Treptat, dragostea lor a devenit mai puternică, iar Maria a descoperit că în Alexander a găsit nu doar un partener, ci și un prieten cel mai bun. Au petrecut mult timp împreună, au împărtășit bucurii și dificultăți, au construit un viitor comun. În această nouă relație, Maria a simțit că și-a găsit fericirea. Câțiva ani mai târziu, când amândoi au simțit că relația lor era pregătită pentru o nouă etapă, Maria a descoperit că era însărcinată. Fericirea acestei noi etape de viață le-a inundat casa cu lumină și bucurie. Nașterea unui băiețel a devenit pentru Maria și Alexander încununarea iubirii lor și confirmarea faptului că există întotdeauna loc pentru noi începuturi și schimbări fericite în viața lor. Mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate cele bune. Pe curând!